dincolo de tumultul multor bătălii la care a luat personal parte, a mai avut Vlad Țepeș timp și de iubiri? A avut el succes la femei astfel încât după moarte o mulțime de fii să reclame tronul Valahiei? Povestirile de propagandă sugerează un răspuns cât se poate de negativ, imaginând relații tragice și condimentate cu foarte mult dramatism. Aceste povestiri însă trebuiau să portretizeze un sadic ce nu își putea găsi fericirea în dragoste, motiv pentru care ar fi devenit și un cinic trăgător în țepi. La fel de mult dramatism găsim și în miturile moderne despre Vlad Țepeș și în inventatele sale relații ce au fost puși de diversi autori pe seama sa. Ca de obicei, acest episod vine să facă curat, să dărâme aberații vechi și noi și să arate cât de mult se știe despre fiecare femeie în parte care a stat alături de războinicul voievod. Salut! Numele meu este Adrian Gheorghe, sunt istoric profesionist și parte a proiectului Corpus Dracolianum, care își permite editarea tuturor documentelor de orice gen, de la și despre voievodul Vlad Țepeș. Clar susținut de izvoare este faptul că Vlad Țepeș a avut relații cu trei femei, o concubină valahă și două soții maghiare. Din aceste relații au rezultat trei fii. Concubina valahă, mama lui Mihnea cel Rău, se pare că provenea dintr-o familie de boieri valahi. După căderea lui Vlad în 1462, aceasta s-a căsătorit cu un boier pe nume Dracea Armașul. Pentru Mihnea, această căsătorie a avut consecința supărătoare că adversarii săi l-au declarat pe Dracea ca fiindu-i tată și au negat orice legătură de sânge a sa cu Vlad Țepeș și deci legitimitatea sa la tronul Valahiei. Concubinajul avea avantajul pentru un voievod de a putea intra într-o relație amoroasă, romantică, cu o femeie, rămânând în același timp liber pentru o căsătorie motivată politic. Nu cunoaștem detalii ale acestei relații cu anonima, fiindcă nu știm numele, boieroaică valahă, dar rămâne singura poveste de dragoste verificabilă a lui Vlad Țepeș. Această relație s-a încheiat brusc prin întemnițarea sa în Ungaria, începând cu 1463 și izolarea de boierii valahi. Foarte probabil nu a mai văzut-o niciodată pe mama fiului său cel mare. Povestirile propagandistice despre Dracula, care îl prezintă pe Vlad ca pe un tiran menit iadului, ne oferă un episod nu prea credibil despre o altă concubină valahă. Aceasta l-ar fi mințit și că pe voievod, cum că ar fi însărcinată, pentru a se poziționa ca mamă a moștenitorului tronului. Vlad a negat că ar fi însărcinată. Aparent un topos literar, conform căruia un caracter abject și distrugător de vieți nu putea avea copii, sterp fiind. Spintecând-o cu un cuțit de sus și până jos, tiranul a arătat că această concubină nu purta niciun copil. Cele două căsătorii ale lui Vlad Țepeș au fost de natură politică și probabil că nu au dat prea multe motive pentru sentimente romantice. Mai ales că cele două femei trebuiau să trăiască cu unul dintre cei mai temuți bărbați ai timpului. Vlad Țepeș a alăturat familiei huniazilor când aceasta nu câștigase încă tronul maghiar, dar se lupta cu adversarii pentru supraviețuirea fizică. Această riscantă decizie avea însă să se dovedească extrem de norocoasă
mai târziu, după urcarea pe tron a lui Matia Corvin la începutul anului 1458. Huniazii îi oferiseră anterior voievodului să se căsătorească în familia lor, în schimbul sprijinului său militar. Totuși, a fost nevoie de aproape 3 ani pentru ca Huniazii să-și țină promisiunea. Până atunci, Vlad Țepeș avea să comită unele dintre cele mai grave masacre, ceea ce le-ar putea explica ezitarea. În cele din urmă însă, pentru succesele sale militare și politice, aceștia l-au căsătorit cu o rudă a mamei regelui maghiar din linia Szilagyi. Această căsătorie a fost de un prestigiu fără precedent. Niciun voievod, Valah, nu se mai căsătorise până atunci cu un membru al familiei regale maghiare. Prin acest succes dinastic remarcabil, Vlad Țepeș și-a depășit toți predecesorii și succesorii. Căsătoria care a avut loc în 1462 a fost, bineînțeles, afectată de căderea lui Vlad Țepeș ca urmare a invaziei otomane a Valahiei și de lunga sa întemnițare de către Matia Corvin. Din căsătoria cu această femeie, al cărei nume nu-l cunoaștem și care a fost menționată de surse doar ca soția lui Dracula, au rezultat 2 fii. Cel mai mare a fost numit Vlad după tatăl său, sau Ladislau în formă catolică, și avea să devină mai târziu rivalul lui Mihnea cel Rău la tronul Valahiei. Mihnea a decis bătălia în favoarea sa, iar Ladislau s-a mutat la Sintești, în vestul Transilvaniei, unde urmașii săi aveau să trăiască mult timp și să întemeieze linia maghiară a familiei Dracula. Fiul mai mic din această căsătorie nu este cunoscut cu numele. Spre deosebire de frații săi, a renunțat la cariera politică și a devenit mai târziu preot. A murit în jurul anului 1485 la Oradea. Probabil în anii 1470, prima soție a lui Vlad Țepeș a murit. Acesta a primit curând o nouă soție, iarăși din familia regală. Se pare că Matia Corvin dorea să mențină această legătură de familie, convins fiind că Vlad Țepeș ar putea redeveni voievod, și l-a căsătorit cu verișoara sa, Justina Szilagyi. Justina avusese deja o căsătorie din care nu rezultase niciun copil și nu mai era la vârsta tinereții. Nici din căsătoria cu Vlad nu au rezultat copii și se pare că noua soție a adus ca zestre o casă ale care fundații și pivniță au fost găsite de curând în orașul Peci, în Ungaria. Această casă era numită de contemporani Casa Dracula. Cu toate acestea, nu este prea sigur dacă Justina și Vlad au locuit vreodată împreună în această casă. După aceste campanii militare, Vlad a văzut-o pe Justina pentru ultima oară, când amândoi au stat împreună cu Mihnea, mai târziu Mihnea cel Rău, timp de 2 luni în orașul săsesc transilvanean, Brașov. În această perioadă, Vlad se împăcase cu cei ale căror rude le jefuise, torturase și trăsese în țeapă cu 16 ani mai înainte. Ne putem imagina așadar câteva situații sânjenitoare cu Justina alături de el în acest oraș. Printre acestea, cu siguranță însă, nu s-au numărat vreo mare iubire cu vreo tânără săsoaică din acest oraș. Despre această presupusă relație romantică nu avem absolut niciun document. Repet, absolut niciun document, ori indiciu, și rămâne deci doar o invenție modernă răspândită pe internet. Vlad a părăsit apoi Brașovul, lăsându-i pe Justina și Mihnea în siguranța orașului puternic fortificat și a recucerit Valahia, unde avea să piară la sfârșitul anului 1476. Este posibil ca Justina să fi jucat ulterior un anumit rol în răspândirea narațiunilor care prezenta pe voievodul mort ca pe un conducător crud, dar drept, promovând astfel aspectele pozitive ale mitului lui Dracula împotriva celor negative ale tiranului, care îi suminau ei poziția și imaginea societatea maghiară în care trăia. În general nu știm prea multe despre viața privată a lui Vlad Țepeș. Pur și simplu nu avem
surse destule pentru a relata în detaliu despre relațiile romantice ale acestuia. Tocmai acest fapt le oferă romancierilor libertatea necesară pentru a fabrica noi și noi povești despre el. Vocația sa avea să fie arătată pentru o ultimă dată în Bosnia și Serbia, unde, de unul singur, a dezmembrat și a tras în țeapă mulți oșteni otomani. Vocația mea însă este să vă urez, așa cum Maria sa obișnuia să-și încheie scrisorile slavonești, și Dumnezeu să vă veselească. La revedere!